pasul ăsta pot, de fapt, să nu, cum să facă pasul ăsta, poate să fie aici deja, acțiunea, știi? Și nu ar începe să se miște. Tico, aici sunt. Dăm acțiune, ești deja aici, nu mai fără niciun pas cu nimic. Okay. Ești deja aici, acțiune, toată lumea se miște, faca. A așteptat să se miște. Ok, atenție! Roll sound! Liniște! Mergem! 84 cu 4, tras 2. Și acțiune! E un proiect câștigat pe vremuri, prin 2007, dacă mi-aduc bine aminte, de Media Pro Pictures la momentul respectiv, cu un Igor la debut la momentul respectiv. Lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat cu companiile respective. Eu am plecat ceva ani de zile din Media Pro, acum vreo 5 ani, și am avut o singură mare dorință care mi s-a îndeplinit la plecare, și anume să iau acest proiect, să preiau acest proiect în condițiile posibile. Ceea ce s-a și întâmplat, noi l-am preluat, a ajuns el la mine într-un sfârșit, ca să zic așa. Și noi de atunci am început să ne străduim să-l finanțăm, să-l dezvoltăm, să-i aducem. L-am piciuit destul de mult internațional, l-am și încercat câteva alte coproducții. Am reușit până la urmă să facem această coproducție cu Lituania și într-un parteneriat, aș zice, foarte, foarte prietenos cu o companie italiană care ne-a oferit toate echipamentele la niște prețuri foarte generoase, pe care altfel n-am fi putut să reușim să împachetăm tot filmul, și reușim să facem un film, din punctul meu de vedere, scump și care va arda foarte mult production value cu puținii bani pe care i-am avut de aici și din coproducții. Dar filmul beneficiază cumva de absolut toate resursele de producție. Deci va arăta ca un film de milioane și va costa cât știe CNC-ul că costă. Pentru că acolo suntem. Dar cu foarte multă bună, cu foarte multă bunăvoință și cu foarte mult noroc și ajutor venit cumva pe ultima 100 de metri. Cumva s-au întâmplat toate în acest an 2015, cred că a fost anul lui. Și coproducția câștigată, și partenerii noștri din Italia, de la B-Movie Production, și toată echipa pe care am reușit să o adun și care a venit și lucrează de câteva luni de zile bune, cu foarte mult sârg, și o echipă excepțională, cu toți actorii care n-au comentat la rate-urile, poate nu atât de generoase ca în alte producții, și care și-au dat tot interesul și toată bunăvoința. Deci nimeni nu a făcut altceva decât să ajute acest proiect. Și cred că toată energia asta bună, într-un fel sau altul, se va vedea pe ecran. Atenție, țin blocat la ușă. A filmul de debut care a fost ăla, a fost, și nu credeam. Dacă a fost să fie ăsta al doilea lungmetraj, e al doilea lungmetraj, nu stăm să ghicim. Dar este adevărat că a fost scris acum 8 ani în urmă. Și ar fi putut fi primul film. Se renunță mai greu la scenarii. Este foarte complicat să le scrii și probabil la fel de complicat sau mai complicat să renunți la ele. Deși se întâmplă și acest lucru. Așteaptă și tu 2 secunde până să... Păi, am știu, încă un pic. Da, așa trebuie să ajungem. Da, până acum, uite, exact, până acum. Sunteți să opriți acolo. E, ok. Dumneavoastră, ce faceți aici? Dorme. A? Dorme. Da. Ochii închiși. Da. Ok, hai să-i dorim cadrul, vă rog frumos, ieșim. Sunt atât de multe de povestit despre acest... foarte original scenariu, în primul rând. E și o temă care nu a fost abordată
niciodată în România, sau mai bine zis, nu a fost abordată serios, și anume tema moldovenilor și nu a moldovenilor noștri de aici, din partea asta de Prut, ci a moldovenilor basarabenilor. Se pare că Igor este cel care face un pod, iată, de nu de flori de data asta, ci de film, de cinematografie. Prin acest scenariu, Igor încearcă într-un anume fel, nu neapărat într-un mod cinic, dar cu foarte mult umor și cu foarte multă satiră și cu foarte multă durere în suflet, să povestească sau să explice, în primul rând, să zic așa, publicului român, cine sunt moldovenii de fapt. Și domnul care stă sus cu picioarele, nu trebuie să stea lipit de perete, de la acțiune, nu se mișcă în față. Domnul cu țigara, da, domnul cu țigara nu doarme, la acțiune se ridică și el. Adică stă sprijinit cel puțin de perete. Acolo, așa. Când se dă acțiune, veniți în poziția 2. Hai! Faceți-vă comod, da. Eu nu mă plâng, dar cred că și nu mă plâng că am antrenamentul să fac și cu bani și fără bani producții. E doar o diferență de cât de mult efort pui. Unul e mai plătit, unul e mai neplătit, cam așa se întâmplă. Dar, iar ca producător n-am pretenții foarte mari decât să-mi iasă lucrurile foarte bine și filmele să beneficieze de tot ce e mai bun. Dar începem să ne obișnuim cu un lucru absolut nefiresc, și anume că filmele românești trebuie să coste puțin. Filmele românești nu trebuie să coste puțin și trebuie să fie o rețetă să filmezi doi pe bancă și să, pentru că asta îți permite bugetul. Trebuie cumva creativitatea regizorilor să fie lăsată să zburde și bugetul să vină să susțină din spate acest lucru, că n-ai, cred că o să depășim cât de curând această epocă. Stop! E foarte bună, dar am avut niște câini, poate... Mi-a plăcut foarte mult personajul, pentru că când am dat castingul, a fost foarte emoționat, în sensul bun al cuvântului, plăcându-mi foarte mult personajul, găsind în mine unele resorturi vis-a-vis de caracterul lui Marian, tip mai emotiv, introvertit și așa mai departe. Mi-a plăcut și când m-a anunțat Igor, el m-a sunat și m-a anunțat că am luat castingul, eram în mijlocul străzii, că altfel aș fi sărit în sus. Și așa m-am manifestat, sunt sigur, destul de nefiresc pentru pentru mijlocul străzii, să uita lumea la mine, dar e o mare bucurie să iei un casting, un personaj principal, și după ce am citit scenariul. Îmi vine greu să zic dacă neapărat este o metaforă sau o portretizare. Presupun că genul ăsta al umorului s-ar fi născut sau se naște doar acolo și pare a fi totuși destul de universal, pentru că lumea râde văzând o acțiune descrisă de mine și împrumutată din Moldova. Pe de altă parte, este și cumva o comedie sau, mă rog, o poveste care a rezistat în timp, fiind scrisă, cum spuneam, 8 ani în urmă, de că lucrurile nu s-au schimbat deloc și rămâne cumva actuală lui 2015. E de bine asta? Da, nu știu dacă e de bine. Probabil da, în sensul dramaturgic. Iar dacă stăm să fim puțin cinici și să caricaturalizăm o zonă sau niște oameni, și lucrul ăsta încă mai este valabil de 8 ani încoace, probabil mai mult, în viața de zi cu zi nu. Yeah, okay.
Ok. Bun, trans, ne uităm la... Și noi prin plan sau prin planuri sau... El zicea că e precis, din punctul de tic sau... Unde hape tipă? Prin plan Peticu, ne mutăm la prin plan Peticu, următorul cadru în aceeași secvență. Este un personaj care se numește Petro Dutca, un personaj pierdut într-un spațiu, să zic așa, ostil omului, dar și pierdut în sinea sa. Este un om care nu se mai reculege, este un om care nu mai merge la biserică, ca să zic așa. Este un om care nu are o noțiune, o noțiune clară a binelui și a răului. Se află între aceste două spații. E un personaj absurd, perfect absurd, și în general povestea are foarte multe accente absurde, ceea ce îmi place foarte mult. Ionescu spunea că absurdul s-a născut în România, dar absurdul absurdului s-a născut în Basarabia și știm asta. E un absurd și hilar, dar de foarte deseori devine, în foarte dese cazuri devine tragic. Niciodată nu mi-au plăcut personaje care sunt negative sau pozitive. În general, viața noastră e alcătuită din negativ și pozitiv. Nu pot să spun nici măcar despre mine că sunt un pozitiv sau sunt un negativ. Așa e făcută viața. Omul e făcut din două culori ca să se vadă, adică din două, din contraste. Comparativ cu teatru, scala, îmi place mie să spun, scala emoțiilor, a comportamentului este foarte fină. Reglajele sunt foarte, foarte, foarte fine și atunci trebuie să analizezi cu grijă și ceea ce îți spune regizorul, să nu exagerezi și așa mai departe. Când îți spune cu 10% mai mult, deci lucrurile trebuie foarte fin reglate și gesturile toate trebuie să știi ce ai făcut înainte, să repeți și așa mai departe. Sigur, când ajungi la o anumită obișnuință, lucrurile vin de la sine, dar la început ce se vede pe ecran e foarte frumos, dar în spatele camerei chiar e o muncă foarte, foarte grea. În toate compartimentele, regie, operatori, actori și așa mai departe. Dar plăcută în momentul în care iese și uiți de tot de oboseală. Dar... Nu îmi dau seama cum o să funcționeze cu coproducțiile mai departe. România, din nefericire, și sper să înțeleagă toată lumea, sau de toată lumea, suferă foarte mult la capitolul reciprocitate. Cred că este unul dintre puținii operatori cu care mă înțeleg foarte, foarte bine. Și care, culmea, vibrează la același gen de umor și care este simplu să înțeleagă nu doar filmul, dar și comportamentul sau tipologiile celor prezenți în cadru, celor caricaturizați pe locuri sau luați în seamă. Probabil și pentru faptul că, într-un fel sau altul, venim din același spațiu, chiar dacă el este mai la nord, lituanian și omul de vreme. Hai cu tic, cu Victor, la care așa, un minut.
Amintiți că dumneavoastră... Propedeți, cât bine să vă înviți pe când. Zice asta de... Păi când atunci? Acolo să vă simți rege. Și încă ceva foarte important. În ultima dublă, dumneavoastră, ați avut țigara doar jumătate, ați fumat doar jumătate de dublă, dacă amintesc aici. Știu, nu contează, dar așa facem dacă nu cor, da? Deci aprindem doar ciotul ăsta până la jumate, îl fumăm până la jumătatea dublei, după care o stingem și uităm la el, cum am făcut după dubla precedentă, da? O să vă dau eu un semn exact unde anume să ține țigara. Vă spun la ce replică să ține țigara ca să vedem exact cât de mare o facem. Da? O să-mi dai un Am descoperit un om senzațional în Igor, un împătimit, un nebun frumos care urmează într-un mod, cum să spun eu, foarte, foarte optimist, să zic, își urmează steaua sau o caută. E pentru prima oară când văd un regizor tonic care după ce a spus tras sau după ce a spus stop sau cut, imediat se transformă și devine omul vesel care se plimbă pe platou, dă o senzație de june, de un june din asta care nu realizează ce face. De fapt, el realizează foarte bine ce face și este un regizor perfect motivat și un regizor care cred că știe și are ce să spună în cinematografia românească. Camera vreau să fie bine, știi? Da, să ai făcut ceva, poate ai putut? Da, da. Aici am văzut fiecare dată. Ia un pic tu mai încolo acum. Mai mult. Hai acolo să fie. Bun. În rest, ok. Bun. Sunt extrem de multe locații, sunt peste 50 de locații, sunt destul de puține zile de filmare, probabil, pentru 50 de locații, dar echipa e bună. Echipa e bună și reacționează prompt la tot ce înseamnă modificare și plan și profesionalism și... Este foarte, foarte bine. Este un film pe care, cu care noi mizăm foarte mult pe succesul public. Chiar foarte mult. E fin, în măsura în care e fin, e și ușor amuzant, îți ridică probleme, e un film social, se întâmplă acolo niște lucruri care te vor ține cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul amar din când în când, dar într-o combinație și într-o rețetă pe care Igor o stăpânește foarte bine și cumva a dovedit-o până acum și nu ne temem. Avem, curajul de a spune că știm că o să iasă. Hey, it's good. Good, enough pillow. Can you do like this, perfect? Yeah, and you just look up a bit, sit up. Yeah, yeah. Very good. Okay. The hands can be... Yeah, it's okay. Yeah. Igor. Eu sper să ajung să-l văd cât mai curând, așa, într-o primă fază a montajului, dar din ce văd, îmi place mie foarte mult. Am frici în continuare, fobii sau mi-este teamă să nu care cumva să-mi scape ceva, dar materialul care este deja făcut arată excelent. Ok, atenție, vă rog, e filmare direct. Eyeline, here? Yes. Ochii puțin la mine, vă rog, toată lumea ochii la mine. Eu sunt omul care intră în cameră, da? Igor, dacă mă auzi, e bine așa ca și Eyeline, locul în care se uită ei? E bine așa ca și Eyeline, locul în care se uită ei? Da. Ei se uită la mine, practic, acum. Ok. Se uită bine. Pasă.
Nu, 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 fără ticlă. Ia, uitați-mă un pic la mine, vă rog frumos. Ana, nu mă pic dacă faci un pas așa, știi, nu mă pic. Iar mă pic la mine, ok? E bine. Bun, așa facem. Răciuciul dacă avem tăcător. Ok, atenție! Trebuie dezvoltat filmul de public mai mult. Nu înseamnă că dacă filmul are succes la public, neapărat nu-ți mai funcționează în festivalul. Începe să devine și asta un clișeu. Dar nu e așa. Și asta ce facem noi acum e un film care sunt absolut convinsă că va avea un circuit festivalier foarte bun. Dar pe de altă parte, noi îl vom promova și îl vom marketa și vom da publicului, mai ales că este o comedie absurdă, nu? Să se bucure de el și să audă de el. Să știe că există și astfel de filme și că e ok dacă a fost în festivaluri. E doar un plus de marketing și ne-l dorim foarte tare și va fi acolo. Dar mai departe, oamenii trebuie să știe că proiectele astea se întâmplă și să aibă curaj să ducă să cumpere bilet, să înceapă să învârtă o roată a oamenilor care vor și sunt mândri că li se întâmplă lucruri în limba română și n-au de ce să se rușineze de ele, să ducă să cumpere biletul și să iasă cumva fericiți de acolo. Nu putem și nu știm să facem filme după rețeta americană, nu numai că nu avem buget, nu avem școala necesară, suntem, până la urmă, trăim în Europa. E un alt tip de cinema. Ce știi să faci? Să cânt. Să cânt. Și ce știi că să cânt? Păi... Atunci cânt. Când sunt curaj de viață. Niclova. O casă frumoasă. Cu geamuri în soare sclipim. E stop. Am avut salvare. Și o pâldă. Trebuie să strigăm. Haideți să mai facem o dată. Ok, încă una imediat. Că... Nu, am uitat. Unde am trecut în alt mult. Nu, că am uitat în altă parte. Cum e? A fost atramitit. Da. Și-a fost atramitit.